Ea, la fel, este însărcinată. Noi am aflat încă atunci când foarte puțin, doar apropiații familiei știau despre sarcină. Am respectat decizia ei de a anunța public atunci când va simți că vrea să o facă. Acum, Svetlana Stainsus este în al nouălea cer de fericire. A depășit primele luni o perioadă foarte grea, toxicoză, a stat departe de rețelele de socializare. Acum însă este în plină forță, alături de Lia, fetița pe care o așteaptă și pe ploaie, și pe ninsoare, sau geri sunt, deja trebuie să vorbim la plural, sunt mereu în acțiune. Svetlana Stainsus, cea care chiar dacă este în ultimul trimestru de sarcină, cu greu de o mai prinzi acasă. Noi am însoțit-o în timp ce aceasta oferea donații generoase pentru o familie din Strășeni. Alba ca zăpada! Anul trecut am vizitat 600 de familii, aproximativ câțiva mii de copii, dacă fiecare familie avea 5-6 copii. Nu pot să abandonez, știu câți copii ne așteaptă, avem scrisori atât de multe pe parcursul anului. Știu câtă nerăbdare ne așteaptă și, nu știu, m-aș fi simțit vinovată, nu știu, trădare din partea mea, dacă n-aș fi ajuns și în casele lor și anul acesta. Povestea de azi, a familiei de astăzi, m-a impresionat enorm. Păreri de rău știu cu familia doar cu câteva zile în urmă, cu o săptămână aproximativ în urmă, și am mormântat fetița de doar 2 luni. Eu, purtând o fetiță sub inimă, când am auzit, nu am putut să... Nu știu, i-am ales primii pe ei, ca să vin primii la ei, fiindcă îmi dădeam seama de disperare, de durerea din această casă. Nu pot să lămuresc și de durere mare când, de ce de un copil mic care îl aștept atâta timp, el se duce și nu dovedește să spui nici o vorbă. Mama m-a dat afară din casă, că trăim mulți în casă. Am avut 12 oameni, am trăit în 2 dăși și cam eu trăim cu mama împreună. Copiii au început să crește, au început să fac gălăgie și mama ne-a spus că eu trebuie să-l liberez, să mă duc din casă, că ei bătrâni și e greu să stai cu copiii mei, că îi fac gălăgii și nu pot. Și eu am găsit găzdă aici și am venit aici, tocmai din Chișinău am venit aici. Am rămas cu 4 copii acum, stăm la gazdă. Nu prea apar mari bucate, când fac crișcă, când macaroane, asta ce mâncare am, aceeași le fac. N-am bunătăți mari, mari. Prea bune. Eu singur că-i cresc, eu singur îi pun la cale, eu singur tot. Nu-i soțul. Soțul-i dus, nu vine de fel, nici nu se răspunde, nici nimic. Până în ziua când o să nasc, eu încă o să merg în sate și o să aduc acele bucurii la cei copii care mă așteaptă. Alba ca zăpada este aici la noi. De fapt, sunt 2 inimioare puternice și eu mă bucur foarte mult că oamenii buni fac copii, pentru că avem nevoie de copii minunați care să crească maturi așa cum este mămica ce stă aici pe canapeaua noastră. Ne rog și bine ai revenit la noi. Bine v-am găsit. Mulțumesc. Așa cum te-am îmbrățișat în culise, așa vreau să-ți transmit energie din nou și mă bucur foarte mult pentru minunea care crește sub inima ta. Mulțumesc, mersi foarte mult. Deja și numele îl știm. Da, da. Ai visat acest nume? Îl aveai în lista ta de mult timp? Da, nu-l aveam. Am împărtășit și chiar și cu urmăritorii mei, cu prietenii mei de pe rețele, că am avut un vis prevestitor. Nu știu, eu de obicei sunt persoana care nu cred în vise, nu cred în așa chestii de puteri supranaturale, ca să spun așa. Și într-o seară am avut un vis unde o bunicuță, nu este bunicuța mea, este o bunicuță care din păcate a decedat, a unei persoane apropiate, mi-a spus că o să am o fetiță și o va chema Lia. A fost un vis de câteva secunde. Uh-huh. Și nu am dat atât de mare importanță, eu nici nu știam acest nume Lia, chiar niciodată nu m-am gândit la el, avem alte nume în cap. Uh-huh.
Și după care am aflat, după câteva săptămâni, am aflat că sunt însărcinată și mi-am dat seama că deja eram atunci când am avut acel vis. Și am zis că nu pot, deja nu mai pot să mă gândesc la alt nume, nici nu am îndrăznit să mă gândesc la alt nume, zic rămâne el, fiindcă așa trebuie să fie. Acum ești în 21 de săptămâni. Ești așa, la mijloc. Cu toate că începutul a fost destul de dificil pentru tine. Foarte, foarte dificil. Mi-a dat bătăi de cap, am stat 2 luni, nu am ieșit din casă, am avut așa o stare, o toxicoză care nu știu, nici la primul copil nu am avut, dar s-a meritat orice efort. Când am aflat că este fetiță, am zis că răbd orice până la sfârșit. Și fetiță, mai capricioasă. Da, o iert, fiindcă așa suntem noi femeile. Cum a primit vestea fratele mai mare? Pentru că deja poartă statut de frate mai mare. Da, este o diferență mare, într-adevăr, are 12 ani și foarte, chiar îmi place această diferență. Mulți îmi spuneau că este prea mare, nu știu cum o să se poarte, dar el este destul de matur, abia o așteaptă, mereu mă mângâie pe burtic când ea se mișcă, vorbește cu ea, îmi spune ce planuri are cu ea de viitor, uh-huh. Îmi spune cum are de gând să o apere, zice, nu am răbdare ca cineva să-i facă ceva ca eu să o apăr. El vrea să arate că el frecventează sporturi, face diferit și spune, vreau neapărat ca cineva să-i fac ceva ca eu să arăt cum pot eu să o apăr. Felia. A reușit să faci o sesiune foarte, foarte frumoasă. Da. Când ai reușit? Da, acum ceva zile în urmă, fiindcă tare îmi pare rău că nu am făcut 12 ani în urmă cu băiatul, atunci nu era în vogă, sau să spun așa, nu prea știam noi de așa poze. Și acum mi-a venit ideea, zic că acum chiar nu mai scap acest moment și am făcut o sesiune, nu știu, mi-a plăcut. Așa, Irina Spinei a fost cea care a realizat poze și îmi dau seama că cu multe dintre ele o să faci și efectul de până și după, când o să ții deja pe Lia în mânuțe, în brațe. Foarte frumos, ție îți plac caii, pentru că nu este prima sesiune foto a ta cu caii. Da, de fapt, caii erau a fost o provocare pentru mine să-mi întrec această frică. Atât de mult îmi plăceau de mică, dar mereu mi-era frică de ei. Și această primăvară mi-am luat inima în dinți și am spus că trebuie să-mi trec eu această frică, fiindcă îmi plac foarte mult. Și am mers și am călărit. După care am făcut o sesiune foto în roche de mireasă și zic, dacă tot ei m-au văzut mireasă, deja să mă vadă și ce s-a întâmplat față. M-au simțit atât de bine. Era o fetiță, Neola se numea, și atât de bine simțea burtica, o mângâia, o sărăta, nu știu, am avut atât de mari emoții și eu și Irina, cred că voiam să plângem acolo. Foarte emoționant a fost și chiar nu știu, mai niște amintiri pe viață. Îmi plac foarte mult aceste poze cum au ieșit. Da, plus că foarte mulți copii cu diferite traume sau boli fac chiar terapie. Cu cai, da. Cai, delfini și alte animale care chiar simt... Sunt empatice. Da. Asta contează. Ai reușit să satisfaci curiozitatea urmăritorilor tăi pe Instagram. Ai primit întrebări peste întrebări. Da. Câte întrebări ai primit în ziua aia în care tu ai decis să-ți deschizi sufletul? Foarte multe întrebări. De fapt, le primesc până în ziua de azi. Niciodată nu prea am dat detalii din viața mea privată, despre divorț, deși s-a întâmplat cu aproximativ 4 ani în urmă, eu nu am anunțat despre asta. Am fost nevoită să anunț acum, fiindcă era deja penibil când lumea ne felicita pe noi ca familie și atât eu cât și fostul meu soț ne simțeam nu în apele noastre. Asta e și am fost nevoită, deși chiar nu-mi place și acum am foarte multe întrebări despre cine este tatăl. Așa l-a caracterizat Ana. Puternic, deosebit și încă bun. Cel mai bun tată din lume. Unul la milion, da. Când o să fie moment, când ambii o să fim pregătiți ca să facem asta public, cu siguranță o să fiți primii care o să aflați, dar totul s-a întâmplat așa de repede și încă nu ne-am decis ca să facem relația noastră publică. Da, și e decizia fiecăruia și noi o respectăm, pentru că, de exemplu, noi tot am aflat încă când nimeni nu știa în presă sau de sarcină, decizia ta de a nu face anunțul public, pentru că noi știm cât de important este. Da, mi-era frică, voiam să trec peste toate, fiindcă a fost o sarcină, chiar a fost o minune, o sarcină în care nimeni nu credea, nici un medic, nici deja poate nici eu undeva nu mai credeam că o să mai am un copil și chiar mi-era atât de frică, nu voiam să-mi spun la nimeni, nu știu, fiindcă știm cu toții că există lume care ne iubește, care nu ne iubește și am zis că nu s-o simt eu, că ea deja se mișcă, că totul este bine, atunci o să o anunț, fiindcă și eu ardea din nerăbdare, pentru mine este o fericire. Nu sunt genul de om care să-mi ascund așa sentimentele și mi-era foarte greu, dar deja m-au prins cu burtica, deja burtica se vedea. Știi, da, vorba, și... de merge copii
copil la grădină, vreau să zic că e mic. Da, 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 și lumea mă întreba deja, te-ai îngrășat sau ești? Zic, hai, nu mai cred că m-am îngrășat chiar atât de mult. Svetlana s-a însus cu micuța Lia, care este în burtică. Abia așteptăm să o cunoaștem și pe ea. De ce pe ei? Poate mai așteaptă încă vreo 2-3, mai știi? Așa credeam și eu din primele zile, pentru că era burta prea mare, da. Îmi părea burta prea mare și toți îmi spuneau, ai burta așa de mare, pentru ce sunt gemeni? Zic, nu știu, dar până la urmă este una și este fiți. Deci, dorința de a avea un copil, ți-ai pus-o în... India. Și noi am avut reportaj despre această călătorie fabuloasă pentru tine. De fapt, dorința asta mi-a puneam mereu, dar când am fost în India, în călătorie, ghidul tot mi-a arătat diferite locuri sfinte, râul Ganga sau... Și mereu îmi spunea, uite, puneți o dorință că aici neapărat ea se îndeplinește. Și sigur că de fiecare dată mintea mea era când lăsam acele corăbiuțe sau floricele pe râu, spuneam, gândul meu, îmi doream să am o fetiță. Fetița deja era cu tine, da, și nu știam, Doamne, am avut atât de riscant, am petrecut această călătorie, eu dacă știam că sunt însărcinat, probabil nu mai mergeam, pentru că vă dați seama, India nu este țară în care se merge așa în fiecare zi, și a fost foarte activă și am mâncat toate prostiile, toate iuțimile de căluni, da. Zic, Doamne, cum am suportat copilul ăsta tot? Și am cărat, m-am cățărat pe diferite dealuri, Doamne, atât de activ am fost. Și când să ajung acasă, aflu că eu deja acolo eram însărcinată. Zic, uite, mi s-a întâmplit dorința. Și încă nu am fost la ecografie să aflu ce eu. Deja la toți spuneam că e fetiță. Familia m-a întrebat, de unde ești așa de sigur? Zic, nu are cum să visez așa vis. Să-mi pun dorința în India. Acum să aflu că sunt însărcinată. Zic, este fetiță, eu vă garantez la toți. Este Lia crește în mine, pentru că eu știu. Zic, deja cred în minuni, deja cred în aceste puteri, cred în acea bunicuță că mi-a trimis-o. Nu știu, atât de mult i-a vrut ca eu să am această fetiță. Probabil m-a auzit. De fapt, tu realizezi unele minuni cu ajutorul oamenilor și era și normal ca lucrurile bune să ți se întoarcă în viața ta. E totuși un bumerang viața asta. Faci bine, primești bine. Da, mereu mă rugam. De fiecare dată când salvam un copilaș, dar îndeosebi o fetiță, mă rugam, zic, Doamne, dăm și mie una. Când le întâlneam la aeroport, când ele mă îmbrățișau atât de strâns, mereu am o slăbiciune pentru fetițe, chiar și donatorii au observat că este un caz cu fetiță mică, cu un bebeluș, eu sunt, nu știu, îmi dau și sufletul și implor ca să doneze pentru ea. Și mereu îmi spuneam, uite, într-o zi eu sper că o să am și eu această fetiță. Și uite, acum muncești în ritm normal, așa cum munceai și înainte. Totuși, mami, nu trebuie să se odihnească, să mai stea cu picioarele întins pe piernă. Dacă sincer trebuie, eu mă rog ca să nu vadă postările mele medicul meu, care tot mă sfătuie să stau mai mult în pat, stau mai mult, pentru că este un sarcină un pic mai complicată, nici eu nu mai am vârsta de 20 de ani, dar eu nu pot. Am spus și ieri băieților de la voi, simt asta o trădare, simt o... Nu pot, fiindcă eu știu cât de mult ne așteaptă acei copii. Parcursul anului am primit acele scrisori și le promiteam, uite, Moș Crăciun, o să vii la voi și acum să renunț. Până ce mă simt încă bine, nu mai car atâtea, nu știu, cutii cum înainte. Ai Moș Crăciun alături. Da, este Moș Crăciun alături, care deja un pic mă protejează mai mult ca anii trecuți. Este periculos, chiar ieri este o provocare de fiecare dată când intrăm într-o ogradă, într-o singură ogradă, fiindcă nu toți au tiracotă la țară și chiar ieri am alunecat pe noroi și m-am scat jos, m-au ținut reporterii voștri. Este o provocare, da, dar nu pot. Eu mă simt nu eu și deși mi-au propus hai să fac cineva în locul tău asta anul acesta, zic nu, fiindcă deja asta nu mai sunt eu. Mă simt vinovată, zic o să fie bine până ce o să pot eu. Să nu dea domn dacă o să-mi fie rău într-o zi, nu știu, o să fac o repauză zi, dar o să continui până la anul nou. O să încerc până în ziua de anul nou, ca de obicei, fiindcă eu știu cât de mult ne așteaptă. Ați văzut ce e fericirea acestor copii, cât de mult îi cred în această minune că noi o să venim și nu vreau să îi dezamăgim. Da, e frumos. Urmează o naștere. Medicii îți zic și te sfătuie pentru o naștere naturală sau prin cezăreană? Cezăreană, da. Au spus că nici nu se gândesc la naturală. Prima a fost cezăreană și a fost o naștere foarte complicată, în care am avut 25 de ori de travaliu. A fost mai să-mi pierd băiețelul, nu știu și eu. Și nici eu nu vreau să mă risc acum cu Lia, dar nici medicii nu se apucă de o naștere naturală în cazul meu. Așa că...
Nu, o să fie greu, fiindcă... Recuperare. De fapt, uneori citesc unele comentarii pe internet. Doamne, ce norocoase sunt mamele cu cezareană. Aha. De-ar ști lumea ce înseamnă cezareană. Pentru că și am trecut prin, da, prin este, eu nu vreau să mă amintesc. Durerea după naștere, durerile. Când te simți vinovat că nu-ți poți lua măcar copilul în brațe, fiindcă nu ai voie. Las că o să te apie pe piptul tău, și atunci tati o să aibă legătura superbă cu femei. Altă femeie din viața lui, tu îți dai seama, tu ești pregătită ca bărbatul tău să o iubească pe ea mai mult decât pe tine? El deja cred că o iubești pe ea mai mult, sigur că o iubești pe ea mai mult și absolut sunt fericită și chiar nu sunt împotrivit deloc. Accept aceasta. Da, cumva pentru mine tot, știi, ești culmea că ești fericită când bărbatul tău iubește o altă femeie. Știi? Cu siguranță. Condiția ca să este doar fiica noastră. Da. Sau fiicele, în caz că sunt două. Îți mulțumim foarte mult pentru... Eu vă mulțumesc. ...că ai venit astăzi alături de noi. Ți-ai făcut timp și pentru noi. Eu vă mulțumesc, da, că acum deja fug mai departe în sat iarăși îmi iau costumașul și continuă ceea ce am început ieri. Așa, în curând aici pe canapeaua noastră o să ajungă un băiat la care tu ții foarte mult. Dorin, cum se mai simte? Dorin Guzun, perfect. Da. Dorin Guzun este minunea noastră. Este probabil, nu știu, cel mai frumos pacient pe care l-am avut, fiindcă îmi scriau fetele după ce donau. Prima întrebare era, este însurat? Are prieten? Zic, Doamne, Dorin, tu aici ai atât de multe... Și te deschizi și agenției din Marea. Și chiar îmi scriau lumea, el este model, poți să-l invităm la noi model. După ce s-a însănătoșit, deja a venit la oficiu și mi-a spus, eu m-am însurat, gata. Spune la tati Peter că eu m-am însurat, fiindcă și el primea mea mesaj, într-adevăr, este un flăcău atât de chipeș. Doamne, și boala atât de mult l-a desfigurat la început, arăta cam, ca să spunem așa, strășnicuț și eu singur când l-am văzut în birou, el nu mi-a spus că o să vină, mi spunea doar mama că are ceva de vorbit cu mine și când l-am văzut în birou, cum arată, cum s-a însănătoșit, zic, Doamne, asta chiar e minune și sunt bucuroasă pentru el și chiar glumeam, zic, uite, n-am reușit eu să te însor, promiteam la fete că te însănătoșim și te însărăm și m-a luat deja cineva. O să ajungă aici pe canapeaua noastră să ne povestească mai mult despre bucuria de a reveni, de a reveni printre oameni și tu l-ai ajutat împreună cu alți oameni să se întâmple acest lucru. Bravo! Spor în toate, putere! Mulțumesc, ai mulțumesc. Dublă putere acum! Mulțumesc! Dublă, da. Doi în unu! Să le faci pe toate și să-ți rămână timp și energie și pentru tine și pentru minunea care crește. Să dea, Domnul! Mulțumim foarte frumos pentru tineri. Cuvinte calde. Mersi.